Handbaliștii merg la Ploiești cu un singur gând, victoria cu CSM. Alvioleții spun că meciul cu Prahovenii e capital pentru echipă. Un nou eșec în deplasare ar trimite formația timișoreană din nou în subsolul clasamentului. Capital joc pentru noi. Așteptăm puncte de la deplasare și atmosfera puțin este ruită și încercă maximal motivat băieții. Eu am spus la dispoziție este 2-6 puncte și cel mai prostie joc am fost aici primul la turul, primul rând când am pierdut cu Ploiești și așteptăm băieți să ridică și maximal ca și la pregătire, ca și cu Constanța și încercăm, câștigăm acolo 2 puncte. Antrenorul Alvioleților spune că vrea 16 puncte în retur și recunoaște că atmosfera nu e deloc destinsă, iar conducerea pune presiune pe echipă. Am vorbit și puțin nu foarte mulțumit și face presie pe noi și normal este. Am conducere, am echipa și trebuie să câștigăm deplasare. Dacă câștigăm cu Ploiești, mergem mai departe și mai bine. Acum începe returul. La dispoziție 2-6 puncte, eu am spus la băieții, dacă câștigăm 16 puncte, putem departe maximal. HCM Poli ar trebui să joace sâmbătă la Ploiești cu CSM, însă jocul ar putea fi amânat dacă vremea nu le va permite alvioleților să ajungă la Ploiești.